Săptămâna a debutat cu vreme deosebit de caldă, însă instabilitatea atmosferică se accentuează în toate regiunile. La Giurgiu, vremea va fi instabilă în următoarele 72 de ore și se va răci destul de mult, astfel încât temperaturile vor fi cu 8-10 grade Celsius mai mici decât s-au înregistrat astăzi sau ieri. Trei zile cu vreme umedă, instabilă, cu precipitații care pot să aibă caracter torențial, descărcări electrice, posibilitate chiar de grindină. Valorile de precipitații pot atinge 10, 8, 6 litri pe metru pătrat în cele 3 zile. Pe timpul nopții, valorile termice nu vor scădea prea mult pentru că cerul va fi mai mult acoperit și nu sunt condiții de răcire. Meteorologii ne dau vești bune și în ceea ce privește prognoza pentru zilele de weekend. Sâmbătă o să avem 26 de grade, iar duminică chiar 27, revenind la ceea ce am avut zilele trecute, o vreme frumoasă și plăcută. În ca săptămâna viitoare, pe fondul creșterii instabilității, vremea să devină din nou, deci să devină umedă, cu precipitații care iar se repetă. Deci avem o secvență rece, 3 zile, după care în creștere cu valori care vor fi peste normalul perioadei. De săptămâna viitoare însă instabilitatea se instalează din nou și sunt așteptate ploi de scurtă durată. Ulterior, vremea se va încălzi ușor și treptat.